Comuna Malucu Flor este o localitate dâmbovițeană unde pe 6 iunie cetățenii au decis să facă schimbarea, acordând votul de încredere social-democratului Constantin Ion. Pe 11 decembrie, locuitorii comunei Malucu Flor sunt mult mai motivați să pună umărul la instalarea unui guvern PSD. Sunt două motive clare ce îi va motiva pe cetățenii de la Malucu Flor să îndrăznească să creadă în România, să îndrăznească să creadă în Partidul Social-Democrat. În primul rând, comuna are nevoie de sprijin din partea unui guvern PSD pentru a reuși să implementeze proiecte și să se alinieze standardelor europene. An buni, comuna Malucu Flor a fost condusă de un primar care nici el nu știa în ce partid se află, dar nici nimic nu a făcut în localitate. Acum, noul primar social-democrat, Constantin Ion, are o serie de proiecte, însă guvernul Cioloș, după cum știm, le-a întors spatele administrațiilor locale. Doresc eu astăzi succes tuturor candidaților care candidează pentru alegerile parlamentare și vreau să le spun că odată ajunși acolo să țină legătura mult mai mult cu organizația județeană și dacă se poate și cu organizația locală, pentru că nici noi fără guvern PSD, nici guvernul PSD nu poate fără noi. Încă o dată, mulțumesc! Un al doilea motiv ce îi determină pe locuitorii comunei Malucu Flor să contribuie la schimbarea din 11 decembrie este că lista candidaților PSD Dâmbovița este deschisă de un fiu al comunei, nimeni altul decât președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu. În cadrul unui eveniment de prezentare a candidaților PSD Dâmbovița pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 s-au dat mesaje mobilizatoare din partea vicepreședintelui PSD Dâmbovița, Gabriel Dă Nuț Sandu, care este primarul comunei Voinești, dar totodată și candidat pentru Camera Deputaților. Oana Vlăducă, candidatul PSD pentru Camera Deputaților. Titus Corlățean, candidat pentru Senat. Și în ultimul rând, Adrian Țuțuianu, candidatul PSD pentru Senat. În iunie și înainte de iunie, de multe ori am venit la dumneavoastră în localitate și v-am cerut să îndrăzniți să credeți în Constantin. Dumneavoastră ați crezut în Constantin, ați crezut în echipa de consilieri locali, astăzi având majoritate și viceprimar tot al Partidului Social Democrat. Astăzi vin la dumneavoastră să vă rog să îndrăzniți să credeți în PSD. Îndrăzniți să credeți în județul Dâmbovița. Îndrăzniți să credeți în candidații Partidului Social Democrat. Îndrăzniți să credeți în România. Fiți mândri că sunteți români. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi prieteni, pe 11 decembrie avem de dat un examen foarte important. Pe 11 decembrie vom stabili împreună destinele României pentru următorii 4 ani. Am câștigat alegerile la Malucu Flor. Am câștigat alegerile în Dâmbovița. Însă, degeaba am câștigat alegerile și la Malucu Flor, degeaba am câștigat alegerile și în Dâmbovița, dacă nu avem sprijin guvernamental. De când este acest guvern Cioloș, județul Dâmbovița nu a beneficiat de niciun leu pentru investiții. Faceți, dacă vreți, o comparație între perioada în care Victor Ponta a guvernat România, cel care a adus 5 milioane de euro, bani europeni, și acest guvern Cioloș, care a lăsat în urmă dezastru. Dezastru pe care îl putem rezuma astfel. În perioada acestui guvern zero, am avut zero pe linie. Zero sprijin guvernamental. Zero sprijin pentru comunitățile locale. Este pentru prima dată când comunitățile locale nu primesc niciun leu la rectificarea bugetară, niciun leu pentru zonele afectate de calamități. Programul de guvernare al PSD și
Doamna președinte Țuțeanu vă va spune mai multe lucruri decât v-am spus eu, mai politic. Între altele, pun în practică un lucru la care noi, PSD-iștii și socialdemocrații, am ținut foarte mult. Să facem o diferență în impozitarea între veniturile mari și veniturile mici. Vă aduceți aminte discuția? Cei de dreapta care ne-au tot spus cota unică de impozitare, în regulă, și cota diferențiată, cei cu venituri mai mari să fie impozitați mai mult, asta e viața, și cei cu venituri mici mai puțin sau deloc. Că nu întâmplător am pus în programul de guvernare și dacă vom avea votul românilor să avem majoritate în Parlament să dăm viitorul guvern al României, impozit zero pentru pensiile mici și mijlocii până în 20 de milioane, impozit zero, asta înseamnă că impozitul actual rămâne în buzunarul pensionarului. Și impozit zero pentru salariile, salariații, cei care muncesc și stip. Impozit zero până, pentru salariile de până în 2000 de lei. 16% rămâne în buzunarul salariatului. Contează, de exemplu, că Partidul Social Democrat a propus să majoreze salariul minim pe economie. 1.400.000 de oameni lucrează pe 1.250 de lei în România de azi. Și până mai acum vreo 3 ani, când am venit noi la guvernare, se lucra pe 650 de lei. Este nevoie să creștem salariul acesta la 1.750, cu precizarea că prima majorare va fi la anul, luna martie, și va fi 1.450 de lei. Al doilea lucru. E important ca oamenii să aibă venituri mai mari. Și aici noi pregătim câteva măsuri pe care le aplicăm începând de la 1 ianuarie, dacă am făcut guvernul. Și anume, salariile până la 2000 de lei vor fi scutite de impozit. Astăzi se plătește 16%. La 2000 de lei salariul, ai 320 de lei inclus în buzunar. Salariile peste 2000 de lei până la 5000 de lei vor fi impozitate cu 10% pentru ce depășește 2000 de lei. Iar salariile peste 5000 de lei vor fi impozitate, cum este astăzi, cu 16%. Eu cred că este un lucru care interesează pe toată lumea care lucrează din această sală. Apoi, pensiile. În anul 2011, Boc a introdus impozitul pe pensii. Nu pe toate. Pe cele care sunt de la micuțe spre mijlocie, așa. Și pe cele mari nu contează. Noi intenționăm să scoatem impozitul pe pensii până la 2000 de lei să fie impozit zero și să impozităm cu 10% doar pensiile peste 2000 de lei. Adică pensiile care sunt mai mari. Malul cu flori sunt oameni, trăiesc încă mulți oameni și în România vreo 300.000 care au fost membri CAP și care primesc o pensie de 400 de lei astăzi. Va fi 650 dacă ajungem la guvernare, ceea ce înseamnă aproape creșterea cu jumătate la ceea ce primesc oamenii astăzi. Terem agricol, avem toți la malul cu flori. Astăzi impozitul pe hectare e 48 de lei. Din 2018 un guvern PSD va face un impozit zero. La eveniment au mai participat consilierul județean Dan Comănescu și Claudiu Mănescu. Pe 11 decembrie, Comuna Malu cu Flori îndrăznește să creadă în România, îndrăznește să creadă în Partidul Social Democrat.